zici că prin felul în care oamenii îl abordează pe Dumnezeu, adică prin religie, îl simt pe Dumnezeu la distanță. Da. Asta înseamnă că devine importantă materia. Deci când l-ai pus pe Dumnezeu la distanță, înseamnă că ce fac eu este important, adică materia. Adică este modalitatea prin care punem lumea pe primul plan. Încălcăm primele două porunci. Dar cum facem chestia asta? Adică hai să o luăm așa. Dacă ne punem în genunchi, ne rugăm la Dumnezeu, bine, de obicei să ne ajute să nu avem necazuri. Da. Asta e amuzant, așa. Da. Și cum prin chestia asta? Noi nu ne modificăm pe noi. Da, deci nu ne dea el necazul când necazul este, ne-l facem noi. Deci necazul pornește din noi pentru că criticăm, acuzăm, luptăm pentru binele nostru. Acolo acel lucru face necazul. Deci Dumnezeu nu ne dă necazul, singur ni le dăm. Deci aici e problema. Noi punându-l la distanță nu mai facem nimic pentru noi. Adică nu observăm, ne permitem să fim răi. Adică nu ne corejăm în niciun mod. Nu vedem. Okay. Adică este modalitatea prin care nu mai poți să mai vezi. Te-ai închis la divin. Deci divinul doar poate să te inspire, să se arate unde te afli tu, dar tu singur trebuie să ieși din zona aceea. Singur. Cu alte cuvinte, noi nu ne dăm seama că noi putem fi creatorii. Noi, dar nu în sens orgolios sau ceva. Nu, în care dacă alegem comportamentul sufletului, noi suntem Dumnezeu, asta spui tu, că noi nu știm că suntem Dumnezeu. Nu știm că suntem Dumnezeu și nu ne comportăm ca o ființă divină, pentru că nu-l alegem. Deci noi alegem reacția. Deci punem corpul și binele nostru pe primul plan. Când l-ai pus la distanță, din cauza asta facem lucrul ăsta. Ca să nu ne modificăm pe noi. Când îl punem la distanță, noi nu mai conștientizăm că suntem Dumnezeu și atunci nu mai putem fi decât ego, decât partea cealaltă, Exact. Devenim întunecat. Deci ne aruncă în întuneric. Vreau să spun că lucrarea este foarte fină și e de mii de ani făcută și sunt genial. Sunt genial, știi de ce? Nu că ei sunt oameni ca și noi cei care au gândit lucrurile acestea, dar pentru faptul că au studiat tot timpul, o viață întreagă, aceste lucruri au intrat în amănunt, în profunzime și știu toate butoanele. Pentru că cuvintele acestea e de fapt... Ne duc unde nu trebuie. Ne manipulează. Ne programează. Suntem programați. Deci, ei lucrează la nivelul de ansamblu. Noi lucrăm la nivelul de părți, de particular. Adică noi suntem lipiți de lume, dar ei lucrează la nivelul de ansamblu. Și se gândesc așa, ce propoziție poate să îl determine pe om să se ocupe numai de binele său. Și ei știu situația ideală, pornesc de la situația ideală și încep să o oculteze, să o ascundă. Și așa ajung la aceste concluzii. Dar noi suntem sub manipulare acum. Adică ne diabolizează, pentru că ocupându-ne numai de binele nostru, asta este problema. Mai mult binele propriu. Inclusiv când ne punem în genunchi, noi cerem un bine mai mare. Mai mult binele propriu este diabolizare. Deci noi nu suntem ființe cerești, suntem ființe ale întunericului. Care cer chestii. Cer chestii pentru el și se preocupă numai de el, în condițiile în care noi suntem o ființă comună. Suntem exact cum sunt celulele. Celula nu face nimic pentru ea. Tu știi ce înseamnă nimic. Deci 80% din energie o dăruiește. Asta e celula. Așa trebuie să fie femeia. 80% din energie să o dăruiască, ca o celulă. Pe de altă parte, organele noastre conlucrează. Adică nu știu ce să facă, adică sare în ajutorul celorlalte continuu. Pentru că nu se poate altfel. Legea iubirii este pusă în noi, altfel noi am murit. Deci dacă noi în interiorul nostru ne-am comportat cum ne comportăm în afară, celulele și organele s-au comportat ca noi, am murit de mult. Da, cred că da. Da, noi intrăm în conflict cu legea iubirii din interiorul nostru și așa apar bolile. Bolile blochează un comportament exagerat pentru interesul propriu. Noi așa pierdem energie subtil, dar nu ne spune nimeni că noi... Stai puțin. O
stai puțin, o clipă. Noi nu ne dăm seama că noi pierdem, nu știm că e invers decât credem noi. Nu știm că prin plăcere și prin atașament de orice din lumea asta, de mașină, de casă, de orice vrei tu, de scopuri, de speranțe, noi de fapt, din lumea aceasta, noi de fapt pierdem energie vitală. Noi nu știm asta. Ți-ai luat o mașină mai frumoasă, s-a dus energia pe mai mult, pe mai bine. Înțelegi? Da. Deci e invers decât credem noi. Noi credem că viața este o continuă adăugare de satisfacție, dar nu este. Este o continuă neadăugare de satisfacție. Deci ca să supraviețim trebuie să ne împuținăm. Deci de mii de ani organismul nostru știe ce să facă cu puțin. Știe să descurce cu puțin, dar nu știe să descurce cu mult, că nu poate să le gestioneze. Și le depune. Și din cauza asta noi ne dereglăm. Corpul nostru poate să trăiască peste 120 de ani. Înțelegi? Deci nu, noi de fapt ne opunem divinului. De aici pornește moartea. Asta înseamnă opoziție la iubire. Spune tu ce vrei să spui. Vezi, tu zici preocupare exagerată pentru sine. Și aici, cum să zic, pot să apară foarte multe interpretări, știi? Bine, și e clar ce înseamnă exagerat. Dar cât avem voie să ne preocupăm? Adică, care e limita? Ne preocupăm numai de ceilalți și când ne amintim, ne preocupăm de noi. Asta este regula. Da, problema e că acum numai, cum să zic, ne amintim. Cum să facem să ieșim din... adică să nu ne mai amintim atât de des, știi? Păi nu-ți mai amintești că te preocupi de celălalt, nu-ți mai amintești de tine și uiți de tine. Dar vine un moment în care trebuie să ai și grijă de tine. Iar grija aceea este momentul în care Dumnezeu zice, gata, acum ocupă-te și de tine. Deci când îți amintești de tine, în urma faptului că ai făcut totul pentru celălalt și îți amintești de tine, atunci Dumnezeu îți amintește. Înțelegi? Da. Ok, bine, da. Ideea este că, cum să zic, există inerția asta, tendința asta de a te preocupa de sine și chiar și în momentul în care zici, gata, hai, uite, de acum încolo să-mi caut celulă, inițial te opui unei inerții cu care ai fost învățat. Ești într-o, cumva, o poziție cu, hai să zicem, un soi de instinct așa de a face lucrurile, nu, o rutină. Deci noi am intrat într-un soi de rutină de a ne căuta binele, să zic așa. E ca un soi de obișnuință. Deci obișnuința asta e un soi de a-ți aminti foarte des de tine, ca să zic așa. Poți să pui egal între lucrurile astea. Da, da. Și de asta, că nu știu dacă când îți amintești de tine. Păi, când ești în eroare, e un scop ăsta să faci ceva pentru tine. Și atunci trebuie să ne schimbăm cumva focusul de pe noi, pe tot ceea ce, nu știu, pe apropiat, pe cei care nu s-au apropiat, așa mai departe. Cum să facem să nu te protejezi. Deci în fiecare situație de viață să te lași pe tine exploatat. Asta trebuie. Adică folosit. Da. Te lași folosit să faci voia celuilalt, nu voia ta, să nu îți pentru dreptatea ta. Adică când îți vine să nu faci o chestie, atunci te protejezi. Să nu te protejezi. Că, deci, nu, faptul că te protejezi... Când te protejezi? Când oamenii... Nu vine să faci o chestie. Exact, și când oamenii te solicită și nu-ți convine. E bine, când nu-ți convine, atunci trebuie să o faci. Că atunci te încarci cu energie subtilă. Când ceva nu-ți place să faci. Când îți place, tu pierzi energie. Dacă nu-ți place, te încarci. Înțeles. Da, adică să faci împotriva voinței tale. Ești obosit, ai muncit o zi întreagă la servici, ai vrea să stai și tu în trolebuz. Nu stai. Deci faci invers și atunci imediat te încași cu energie. Adică energia care se ducea stând acolo pe scaun, se întoarce, deschide poarta celui și îți primește o energie de înaltă calitate.
din care se fac situațiile de mână favorabile. Păi noi avem nevoie de... Că oamenii zic că n-au noroc în viață. Păi cum să aibă noroc? Că n-au energie. N-au din ce să facă. Că din materia aceea care se obține prin înfrânare, omul poate să împlinească lucruri. E prezent Dumnezeu. Da, deci noi... Acolo... Zi-te. Când nu ne facem binele sau comoditatea, nu urmărim, de fapt ne încărcăm cu Divinul. Și Divinul este cel care, prezența Lui este cea care ne împlinește lucrurile. Și suntem interesați. Deci noi nu suntem interesați să ne protejăm niciodată, să ne facem bine. Suntem interesați să nu ne facem binele. Pentru că Dumnezeu este întotdeauna ceea ce nu-ți place ție. Iubirea, Iisus, la fel. Omul zice că e credincios, dar nu e credincios, că își apără binele și se protejează. Credincios e numai cel care nu se protejează. Numai acela este credincios. Care nu-și face binele, nu-și caută binele lui. Care se lasă pe sine în mod desăvârșit. Păi zice și în Biblie, în împărăția mea nu va intra decât cel care se lasă pe tine în mod desăvârșit. Pe sine. Deci, noi, când te lași pe tine folosit sau exploatat, te încarci cu energie subtilă. De fapt, dacă observi tu, stăpânii la nume ne îndreaptă spre direcția aceasta acum. Adică ne duc într-o situație în care toată lumea devine o sclavă. Deci toți suntem sclavi. Și în sclavi ne lăsăm folosiți și atunci ne încarcă cu energie subtilă. Bineînțeles că va fi un moment în care ne va fi bine. Ne va fi bine, vom fi fericiți și așa mai departe, dar mulți oameni vor renunța și la acest bine, pentru că omul este înclinat spre viciu. Adică pentru el, trupul, binele propriu, este mai presus decât orice. În condițiile în care hipercivilizațiile nu urmăresc binele propriu. Sunt civilizații comunitare, adică fac totul pentru ceilalți. Știi unde este obstacolul în mare parte în chestiile astea? Că, uite, de exemplu, atunci când, să zicem, te duci la sală, știi, sau, nu știu, ai faci o muncă fizică sau așa, și să zicem că ai o febră musculară sau ai un disconfort fizic, care există credința asta, există o credință că odihna te ajută, știi? Și tu zici, adică, e ca și când ai... cum să spun, e ca și când parcă la un moment dat omul crede că dacă nu se odihnește cumva își face rău sau ceva, știi? Aici sunt niște credințe de-astea că sunt programe, așa, da. Un fel de credințe și credințele astea în mare parte ne împiedică să... Corect. Care este procesul? Întâi este programul și apoi sunt efectele programului. Pe exemplu, când urci scările foarte lungi la metrou, întâi este programul că dacă urci scările când ajungi sus, voi răsufla greu, dar dacă nu ai programul ăla în cap, când ajungi sus, nu mai răsufli greu. Deci programul este cel care îți aduce consecințele în corp. În lipsa programului nu simți nimic. Există niște poștași în Tibet care se numesc Lugompa, care a străbat sute de kilometri în modul acesta. Își pun mintea să se gândească la altceva și ei alergă și nu simt. Nu simt consecințele alergatului. Adică poți să alerge zeci și zeci de kilometri fără să simt absolut nimic. Adică când se opresc, sunt ca la început. Deci asta dovedește că sunt doar programe și trebuie să învățăm să nu le mai acordăm toată atenția noastră. Deci noi executăm gândurile noastre. Noi trăim în gânduri. Trăim într-o lume gândită, deci a gândurilor noastre. Noi nu știm cum există, cum este realitatea. Realitatea este fără... E neafectată de durere, de suferință. Uite, hai să facem să gândim o situație. Ești în fața unei patiserii, de exemplu. Sau în fața unei cafele, să zicem, da? Și nici nu știu ce gândești acolo. Gândești că, nu știu, că... Ce gândești acolo de alegi pateul? Sau ce alegi acolo prăjitura oare? Alegi gândul. Și trebuie, da, alegi... Da, gândul alegi.
Păi bine, dar ce alegi? Adică de ce alegi chestia asta? Gândul adică, te manipulează. Da, dar ce trebuie de acolo? Nu trebuie nimic. Nu trebuie nimic. Gândul că trebuie ceva este. Este o modalitate prin care ego-ul se întărește. Ego-ul se întărește. Ți-am spus și eu că aveai nevoie. Păi știi ce face? Spre exemplu, mănânci, bei o cafea, după care îți poate aduce de ce ai băut cafeaua. Și ți-a produs o suferință. Deci el strănește cu durere. Deci orice plăcere pentru el este o sursă prin care îți aduce durere. Și el există. El în modul ăsta există. Prin contradicții. Bine, dar uite, de exemplu, ieși la patiserie și îți alegi o plăcintă cu mere, de exemplu. Cum îți aduce asta suferință? Sau cum te încurcă asta în mod practic, așa? În primul rând, plăcinta cu mere îți ia din energia subtilă și dacă nu ai, poate să te omoare. Deci dacă n-ai suficientă înfrânare și reținere, te poate omorâ o prăjitură, pentru că ego-ul este foarte mare. Deci depinde ce nivel este ego-ul. Sau... în momentul în care ai mâncat, după ce ai mâncat, zice de ce ai mâncat. Că nu o să mai slăbești niciodată în modul acesta, că uite ce prost te simți. Deci îți vine pe invers, pentru că scopul ego-ului este să îți producă durere. Deci el există atâta timp cât el neagă totul. Adică zice, ia asta, după care zice de ce ai luat asta. Și dacă nu zici... Te mai afectează cu ceva? Nu mai există ego. Deci nu există ego, dar nici nu vrei să mai mănânci plăcintă. Bine, eu am observat o chestie, din practică îți spun chestia asta, Marius, am observat că, în primul rând că există, uite, de exemplu, la cafea, există un program că dacă bei cafea, ai energie. Și ghici ce, el chiar se împlinește, adică după ce bei cafea, ai energie. Exact, e doar un principiu mental. Ok, nu deci că ea, chiar se întâmplă. Da. Așa. Apoi, de exemplu, dacă mănânci, nu știu, prăjitură sau ceva, simți că ai energie de-asta fizică, că capeți voioșie, nu știu cum să zic. Adică îți spun ceea ce se simte în mod... Nu știu cum să zic, nu știu dacă e corect zis practic, că practic cred că e un fals ăsta. Și tu ziceai că ți se întărește eu, dar nu-mi dau seama cum se întărește asta, zic că când mănânc, de exemplu, prăjitură sau ceva, nu știu, cu mere sau ceva, sunt așa atentă, ia să vedem ce se întâmplă, știi? Și într-adevăr apare senzația aia de după, că parcă, adică cât mănânci prăjitură ești un anume, o anume senzație. E credința, care... e doar credința. Ok, e doar credința. În lipsa credinței, e doar credința. Schimbă eticheta și să zici că când mănânci prăjitură îmi fac un rău, să pierd energie. Ok, hai să vedem, așa. Și într-adevăr când termin cu prăjitura e la modul parcă cazi așa într-o groapă de lipsește ceva, parcă cumva mai trebuie să continui cu gustul ăla, chiar dacă fizic să zicem nu mai e necesar, că a intrat pe un anume cum să zic, hai să zicem că nu știu, ți-a crescut glicemia și ai mai multă energie fizică, să zic așa. Dar cumva parcă simți nevoia să mai continui, chiar dacă... Nu nevoia. Lasă un gol. Deci te-ai oprit cu prăjitura și după care vorba ta există un gol, un soi de cătrăneală, așa, știi? Și de fapt, eu, în cazul acestui eu, se acoperă o nemulțumire. Deci unde omul pune mâna deseori pe mâncare de genul ăsta, acolo este o nemulțumire pe care o acoperi cu gândești ceva care te, nu știu, te tuflește. Dar nemulțumirea este un alt nume al ego-ului. Da. Deci, dar e un soi de, cum să zic, auzi, mă, ce facem cu programul? Că el vezi. Ce faci cu el? Te dezidentifici cu el. Adică zici că nu e el. Da. Și mă te întreb, dar tu ce ești? Și că nu ai programe. Deci nu ai programe locale. Care nu ai explicat, nu te interesează lumea aceasta. Ești cel care este neafectat, mai bine spus. Care este neafectat de lumea aceasta.
Nu e atins de nimic. Este și nemișcat. Nu se mișcă. E fix. Deci divinul din noi, iubirea, este fixă. E infinită și fixă. Nu se modifică. Deci nu are nevoie de nimic. E întreagă și nu are lipsuri. În cazul ăsta nu cere nimic. Nu are nevoie de nimic. În momentul în care cerem, noi devenim un ego. Deci, de-aia când începusem de la rugăciune, în momentul în care omul cere ceva, se pune pe Dumnezeu la distanță, el a devenit ego. Ți-am spus că ăștia știu foarte bine, că studiază la măsuță de mii de ani lucrurile acestea. Ne-au făcut ciur. Ne-au făcut ciur. Da. Muci. Ne-au făcut muci. Da. Și ce se întâmplă? La o adică, deci într-o primă fază, programele nu-s vizibile. Deci tu rulezi cu ele, dă n-ai treabă. Deci că așa e viața, știi? Da. După care afli lucrurile astea și ego-ul devine vizibil. Doar că el este vizibil și nu înțelegi unde este partea cealaltă. Adică, cumva parcă, știu cum să explic. Ego e vizibil, dar pare că sufletul nu este vizibil. Adică, nu-l vezi așa concret, nu are o, cum să zic, vezi programul, îl vezi că se întâmplă. Și zici, ok, asta nu sunt. Și în formă poți să te întrebi, dar eu ce sunt, unde sunt, știi? Ok, asta nu sunt. Da. Știi da. Ce zic? Da. Așa ziceam, și zici că e ceea ce, bine, am auzit, e observator, e... ceea ce nu cere nimic. Ceea ce nu cere nimic. Trebuie să inversezi mereu, să înțelegi că ceea ce depășește o anumită limită, deci plăcerea asta, doar ne ia din energie. Dar dacă avem suficientă energie subtilă care se obține prin înfrânare și dăruire, noi putem să ne permitem să pierdem energie. Pentru că avem de unde. Dar majoritatea oamenilor nu au de unde, pentru că ei trăiesc zi de zi într-o protecție continuă. Deci, dintr-o protecție în altă protecție. De pe scaunul din trolebuz în lift. Și din lift în nu știu ce lene da, a lor. Da, da, da. Și nu știu ce plăcere. Și toată ziua este plină de plăceri, dar ei pierd energia vieții. Ei nu știu că ei pierd suflet, energie subtilă. Și atunci ajung la o anumită vârstă că apar necazurile și bolile și nu știu de ce. Știi? Și vin așa, dureros peste ei. Da. Sunt programele astea care sunt, cum să zic, expuse foarte logic. Așa, uite, îi spun și tatălui meu deseori, măi tati, că el e genul ăla care din mașină în risc vorba ta, adică parcă nu s-ar mișca așa, adică se trăiește cu senzația și asta am pățit și eu, adică am avut și eu programul ăsta, acum foarte, mult mai puțin, mult, mult, mult mai puțin, că dacă obosești, nu e bine. Unde trebuie să ne... E genul ăsta de program care, uite, și când ești bolnav, ci că stai în pat. Știi, adică spune Domnul, stai în pat, odihnește-te. Sau... nici nu știu. Logic ar fi să nu te odihnești, chiar dacă ești bun la, nu? Da, tot felul de programe de genul ăsta. Ok. Da, ok, hai că pe ego noi tot îl vorbim tot așa. Hai să spunem eu ca Dumnezeu sunt acea existență care nu vrea nimic. Da. Nimic mai mult. Că dacă el hotărăște, de ce are grijă? Dacă el are grijă de mii de celule și fiecare celulă face 1000 de operații pe secundă, îți dai seama că el hotărăște la un moment dat, dă-mi aia. Știi? Adică mănâncă un măr, îți induce în minte. Și simți nevoia să mănânci ceva. Dar vine... diferența între... îmi vine în minte să mănânc un măr și am spus că în măsura în care te dăruiești celorlalți, uiți de tine. Și la un moment dat îți amintești că trebuie să faci ceva pentru tine. Adică îți dă ceva, mănâncă ceva, spune, bea un pahar cu apă.
El zice. Deci când vii în urma servirii celorlalți, el îți vorbește. Dar dacă noi doar ne protejăm, atunci de o protecție în altă protecție este voia mea și atunci va trebui să sufăr. Deci ziua următoare va fi nefericită, pentru că noi pierdem energie pe ușor și plăcut. Deci să ne ferim de lume, de exterior. Noi am venit aici ca să depășim lumea, nu ca să ne facem satisfacții. Că satisfacții, uite, ne duc în iad. Ce să zic, că noi privim lucrul ăsta ca un lucru rău de tot. Într-adevăr, acolo este suferință. Dar asta este calea. Lumea de dincolo e o meritologie. Nu oricine poate să ajungă sus la prag, nu oricine trece de fluiu de gânduri. Deci nu e nevoie. Nu toată lumea, stai puțin, nu toată lumea trebuie să tracă clasa. Nu? De ce să tracă toată lumea? Nu e nevoie. Majoritatea rămân repetenți. Cred că e procentul cel mai mare de repetenți. Peste 95% toată clasa e doborâtă jos. Toată clasa nu trece de fluiul de gânduri, de examenul final. Da. Vrei să spui ceva? Nici nu știu ce-mi vreau. Da. Apropo de lăsarea de sine, această propoziție, lăsarea de sine, deci în percepția aceasta, da? A mea, mă rog. Presupune că ai un sine care apare și după care acel sine se lasă. Adică presupune că apare răsar tu ca ego, sau mă rog, te identifici cu ego, sufletul se identifică cu ego, cred că așa e cartea, nu știu. Cred că e așa? Sufletul se identifică cu ego? Sufletul nu se identifică cu ego. Ego cotropește sufletul, ia o parte din el și îl posedă. Dar pentru că el se lasă din cauza aceasta, folosește energia lui în direcție inversă. Că diavolul asta face. Pare așa un soi de... nu știu, ce e ego ăsta? Cum adică? El cotropește sufletul. Deci ia o parte, se folosește de energia sufletului și merge în direcția opusă sensului în care merge sufletul. Asta înseamnă diabolizare, direcție opusă. Împotrivire la divin. Împotrivire la iubire. Adică, care este opoziția la divin? Ura, supărarea, furia, mânia, critica, acuzația, învinuirea. Deci asta înseamnă opoziția la divin. Omul, spre exemplu, când critică și acuză și condamnă persoana, atacă la persoană, el a devenit o ființă întunecată instantaneu. Deci dacă ai posibilitatea să vezi câmpurile lui sunt cenușii spre roșu. Deci el a devenit întunecat, nu mai este uman. Deci în fața ta nu mai ai o ființă umană, ai o ființă întunericului, într-un corp uman. Da. Că eu văd când intră ego la mine. Dar nu înțeleg ce e chestia asta, adică... Știi ce este? Deci ego ăsta este plăcerea și ușorul. Deci noi când căutăm plăcerea, noi de fapt ne adăugăm agresivitate interioară, pentru că ne lipim de materie. Și lipirea aceea duce la pierdere de energie. Când pierdem energie, devenim agresivi. Deci lumea exterioară trebuie să ne păzim de ea. Ea doar ne ia din viață, nu ne dă nimica. Trebuie să ne păzim de ea. Ne păzim de ea să nu nevrând-o, să nu o vrem. Adică nu mănânci plăcinta, nu vrei plăcinta, nu mănânci înghețata, mereu spui nu la atracții, ci spui da la solicitări. Deci tot ce nu-ți place, spui da. Și tot ceea ce îți place, spui nu. Și atunci te încarci cu energie subtilă, pentru că nu la plăcintă, nu mai pierzi viață pe plăcintă. Și atunci ziua de mâine este o zi frumoasă, deci ești interesat. Deci pierdem energia subtilă și din ea se fac situațiile de viață. Oamenii pe care îi întâlnești, binefacerile zilei de mâine, reușita în ziua de mâine, împlinirile, toate se fac din această energie care se obține prin înfrânare și dăruire. Adică când nu-ți faci plăcerile. Atunci, uite, hai să îmi dau un exemplu. Eu, de exemplu, o port pe bebelușa mea într-un sistem ăsta de purtare. Este un material lung, așa, pe care îl înfășor pe mine.
și bebelușul este introdus așa într-un locșor unde el stă bine aproape de mine și fac chestia asta, ce să zic, aproape toată ziulica. Ea are acum 9 kg jumate și la un moment dat, cum să zic, apare o senzație în corp de cum să spun, nu știu dacă de oboseală, de greu. Mai degrabă de greu, așa. Sunt câteva momente în zi în care, mă, parcă aș vrea să o las jos totuși. Sau sunt iar la plimbare și apare o stare de-asta de parcă aș vrea să-mi fie mai ușor, știi? Dar în condițiile în care eu duc mult timp așa, adică nu e că jumătate de oră sau ceva, gândește-te că plec în parc, nu știu, stau plecată 4 ore, 5 ore, etc., știi? Uite, să știi că pe tine, tu ești în situația asta cu copiii, cu 3 copii, și cu solicitările astea mari, pentru că ai un EU foarte puternic și din cauza Dumnezeu ți-a dat această soluție, dar este ideală. Adică este soluția cea mai bună, care de fapt te mobilizează, îți distruge apărarea, adică protecția, îți distruge protecția și scade nemulțumirea. Când scade nemulțumirea, atunci ego-ul a scăzut și lași loc situațiilor favorabile. Deci toate situațiile de viață, oamenii, copiii care vin spre tine, totul te ajută doar să-ți distrugă ego-ul și să salveze viața. Deci toată lumea lucrează la tine corector. Deci este foarte bine ce se întâmplă. Adică tu trebuie să gândești invers. Stai puțin. Adică să pui o etichetă inversă, să nu zici că este rău faptul că te solicită, să zici că de fapt te încarcă cu energie și e lucrul cel mai bun care se întâmplă. Doar schimbi eticheta. Este exact situația cu luntra aceea, cu francezii și cu din conceptul continuu și băștina și aceea. Francezii aveau un nivel, un model de bunăstare la care se raportau. Când nu ai niciun fel de model de bunăstare, pentru că fetele, copiii tăi te solicită continuu. Deci îți distrug modelul de bunăstare, nu mai la ce să te raportezi și pentru tine ei te duc în viața așa cum este. Și îți dau cea mai mare bucurie posibilă, pentru că pe tine nu te mai afectează. Atunci când nu te mai afectează, nu mai ai nevoie să vină constrângător spre tine. Dar să știi că cumva eu aleg chestia asta. Deci am acasă 2 cărucioare și nu vreau să le folosesc. Adică eu fac alegerea asta, știi? Dar la un moment dat, adică fac alegerea să o duc pe bebeluș în brațe. Asta este secretul. Asta este secretul care îl spui tu acum. Să alegi ceea ce este neplăcut, da. Înseamnă să alegi pe Dumnezeu. Dar la un moment dat, bănuiesc că intră ego-ul și zice, băi, e cam mult, cam greu, știi? Ce bine aș fi fost dacă aș fi luat căruțul cu mine sau... Adică mă bucur de senzația pe care o am când sunt... mă bucur, cumva îmi place cu am în brațe, dar pe de altă parte, cum să zic, sunt foarte limitat așa, nu pot să fac cu corpul orice. Cum să zic, la un dat apare o senzație de asta de greu, de aș vrea să fiu mai, nu știu, liberă în mișcare, chestii de genul ăsta. Apar chestiile astea. Și acolo nu am o senzație de când apar chestia asta, vezi, e pe mine, e pe negație, ca să zic așa. Apare o negație acolo. Dar pare justificată că zici, domne, atâtea ore, atâtea, știi, cumva... Deci eu înțeleg de la tine că și dacă aș purta-o non-stop în brațe, în momentul în care apare ideea de greu, acolo e doar o etichetă și odată schimb eticheta, dispare greu. Exact. Asta am spus. Exact, exact. E două probleme de etichetare. Toată viața noastră de suferință din viața noastră nu e suferință corpului. E credința că în urma unei acțiuni obține durere. Deci este doar un program. Exact cu la japonezii. Au schimbat programul la soldați, n-a făcut nimic deosebit. I-a învățat să nu mai fie atenți la ceea ce fac. Exact ca poștașii aceia din Tibet. Și nemai fiind atenți, punându-și altceva în minte, atunci nu au mai fost afectați. N-au mai simțit, n-au mai știut ce se întâmplă.
A, deci tu zici că cei care ne conducă noi ne-au băgat în cap etichete de-astea. Că da, dacă da, programe. Energie, programe. Că dacă te odihnești din media. Mai bine. Da, da. Da. Că... Mereu scrie, citește un articol. E foarte bine să bei cafea pentru că are antioxidant și salvează inima sau ceva. Și omul bea. Dar i-a băgat un program. I-a băgat un program. Asta e că așa se simte. Deci te simți așa, că ai energie. Că păi îi spune acolo. Că... Deci el îți spune definiția pe care în programare. El te programa și spune, te vei simți bine. Va fi bine pentru inima ta. O să ai un sentiment de relaxare. Deci îți spune ce se întâmplă. Și atunci omul ia programul și execută programul. Noi nu înțelegem că de fapt suntem manipulați. Sau asta, ai nevoie de 8 ore de somn pe zi, că altfel ești varza a doua zi. Sau... Da, dar ne atașăm după aceea de gândurile astea. Ne atașăm de ele și apare o luptă, dar e o luptă între gânduri. Deci terenul de luptă este mental la noi. Nu e realitatea, nu omul îți face un rău, ci noi i-am dat o definiție lui, după care el execută definiția noastră. Deci noi trebuie să ne păzim de noi, nu de oameni. Deci nu oamenii ne destramă viața, ci gândurile noastre, astea acuzatoare, pentru că prin acuzații judecate se pierde energie subtilă. Deci ei ne-au manipulat să fac. Noi întreținem de fapt o ființă întunecată. Egoul ăsta, care e la purtător, în dotare, cum spui tu, este o ființă întunecată. Este o ființă informațională. Un parazit informațional. O inteligență, deci o inteligență informațională, aș putea spune artificială, pentru că e creat. Uite-te, îți dau un exemplu. Acum s-a ajuns la nivelul în care și costă bani chestia aceasta, sunt medicamente informaționale, adică există o formulă pe care ți-o vinde și o cumperi, așa tu citești formula aceea și consecințele citirii acelei formule se execută în corp. Deci spun asta doar ca să vezi la ce nivel s-a ajuns. Este extrem de avansat. Deci ei nici nu au nevoie de bioroboți și așa mai departe. Că ăștia sunt bioroboții, aceste concepte, gândurile acestea ne manipulează prin texte obișnuite de zi cu zi. Și ne bagă programe în spate, în cap și ne-au destrămat, ne-au distrus. Deci noi cumpărăm, spre exemplu, o formulă, zice medicamentul cutare, să zicem paracetamol. Citim formula paracetamolului și consecințele acestei citiri se execută în corp. Deci nu mai este nevoie de suportul chimic. Nu mai e nevoie de suportul chimic. Deci asta arată că, de fapt, ei fac asta de mii de ani. Adică această inducție mentală. Deci toți ăștia sunt corpul eteric al diavolului. Sunt diferiți paraziți de genul acesta pe care ți introduce funcție de scopurile pe care le au. Și noi ne ducem spre ele. Cel mai simplu se face prin reclamă. Îți dă reclame, îți dă lucruri de care de fapt nici nu ai nevoie și o viață întreagă lupți și aduni, să faci casă, mașină și mai departe, să câștigi cât mai mult bani, cu toate că nu ai nevoie, că nu poți să consumi mai mult decât poți să consumi, nu? Și tot ceea ce depășește necesitatea nu ai nevoie și omul de fapt trăiește într-o nemulțumire continuă, într-un stres continuu, el nu se are pe sine în grijă. El este consumat de viață. Viața mănâncă din el. Aceste concepte se hrănesc cu el. Deci acest parazit informațional se hrănesc cu noi. Deci corpul eteric al diavolului noi îl hrănim. Când ne luăm o haină mai frumoasă, de fapt hrănim diavolul. Când mâncăm o mâncare mai gustoasă, hrănim diavolul. Când căutăm o poziție socială mai bună, noi hrănim diavolul. Deci oamenii ăștia trebuie să știe clar că tot ce depășește necesitatea înseamnă diabolizare și nu poți să urci lumea de dincolo pentru că sunt greutăți la urcare. Tot ce este mai mult decât avem nevoie este diabolizare. Deci noi trebuie să ne ferim de materie, mereu să îi spunem nu la toate atracțiile vieții și da la solicitări. Că noi am venit aici pentru aceste nu-uri.
sprijinindu-ne de atracțiile vieții, adică să nu le vrem, noi urcăm. Când nu vrei materia, tu urci. Zice foarte clar Iisus, zice, cine va căuta viața și viața ce înseamnă? Comodități, plăceri, satisfacții, o va pierde. Cine o va lăsa pentru mine, o va câștiga. Deci trebuie să o lași. Ca să urci, trebuie să lași viața. Și drama este foarte mare, că poate o viață întreagă nu înțelegem nimic. Și credem că așa trebuia să fie și plecăm cu amărăciune în lumea de dincolo și de aceea nu putem urca deloc. Acolo ne surprinde, pentru că se ridică conștiința că este modelul ideal cum trebuia să fim și nu am fost și aceea ne judecă. Și este foarte grav, pentru că atunci ne dăm seama și apare regretul. Când apare regretul ăsta se întinde la infinit, pentru că nu știi dacă mai ești trimis pe pământ vreodată. Și regretul ăla este un foc care te arde pe interior. Deci e foarte, foarte periculos și foarte dificil, dar nu se decriptează, nu se explică lucrul acesta. De ce? Pentru că oamenii, majoritatea, nu se duc în lumea de dincolo. Sunt oameni care ajung în lumea de dincolo, sunt cam 9 milioane anual de experiențe care sunt scrise pe net, la spitale, cu oameni care au fost în moarte clinică sau dincolo de experiențe dincolo de moarte, near death experiences, dar nu sunt luați în seamă, nu sunt studiați, pentru că există cineva care nu acceptă viața de apoi, lumea de dincolo și raiul și iadul. Deci cineva nu îl acceptă pe acesta și neacceptându-ne nu există reglare. Când ai scos reglarea, deci ideea de reîncarnare, ai scos reglarea, ai scos speranța. În condiția în care, spre exemplu, organismul nostru folosește reglarea continuu. Spre exemplu, organele noastre se reînnoiesc odată în anumit ciclu de ani. Nu știu care este ciclu. Fiecare alt ciclu, în 2 ani, în 3 ani, în 5 ani. Fiecare organ se reînnoiește complet. Deci există reglare. Să blochezi reglarea, este de fapt un atac la viață și nu se poate face asta. Ne pierdem energie când atacăm viața și iubirea. Se pierde energie masiv. Dacă te uiți la comportamentul tău... Da. O atacăm intrând în negare, adică punând etichete negative. Da, da, invers, comportându-te invers. Adică când ne apărăm și ne protejăm, întărim ego, întărim un diavol, de fapt. Noi devenim diavol atunci. Deci noi n-avem, cu fiecare plăcintă, cu fiecare înghețată pe care mănânci, devii mai mult diavol. Deci nu ai nevoie de plăcerile vieții, ai nevoie să te retragi din ele, să nu le vrei. Și se exersează lucrul acesta. Știi că omul mai cade, dar nu este problemă. Cade acum și încetul cu încetul, când își dă seama, reușește până la urmă să se îndepărteze. Când suferă, atunci își dă seama. Când îl lovește o boală. Înțeles. Dar cine pune etichetele astea? Cine pune etichetele? Păi etichetele acestea negative sunt puse de ego pentru că noi trăim într-o dominantă egotică, într-o dominantă al diavolului. Noi funcționăm ca diavol zi de zi. Nu funcționăm ca ființă de lumină. Și din cauza asta este el este cel care pune etichete. În momentul în care ne-am lăsat pe noi în toate situațiile de viață, am funcționat ca suflet, dar nu se întâmplă asta tot timpul. Se întâmplă în urma unei dureri, suferințe, te lovește o durere de dinți și ai devenit suflet. te pălește așa o lovitură. Bună. Lăsarea asta de sine, adică apare ego-ul, nu știu, ori pune o etichetă greșită, ori reacționează la fix sau judecă, sau poate e chiar agresiv. Da, în mare parte cu etichetele astea, consideră că o anume acțiune sau o anume situație îl lezează personal, adică îl lezează, nu știu, îl lezează într-un fel anume și a se lăsa pe sine înseamnă că el, ego-ul, trebuie să se retragă din toată acțiunea asta, atât exterior cât și interior. Asta înseamnă lăsare de sine? Da, lăsare de sine este să nu sumărești avantajele, binele propriu sau dreptatea.
Ok, asta am înțeles. În sensul, nu, dar la un moment dat există o inerție și într-o primă fază tendința este să urmărești, dar te vezi că urmărești și pe urmă zici, nu mai urmăresc. Asta vrei să zici, nu? Asta înseamnă lăsare de sine, că te vezi că urmărești și pe urmă zici, nu mai urmăresc. Da. Ok. Și mai e o situație în care la un moment dat te cupleci foarte repede pe, nu știu, o reacție, de exemplu, să zicem că în copilăria ta, că de multe ori facem ceea ce am văzut, știi? Din ce am înțeles eu în primii 6-7 ani din viață, copiii sunt într-o stare hipnotică, în care, aproape hipnotică, așa se spune, mă rog, nu știu, vezi și tu dacă la final putem spui dacă ce părerea și tu, în care ei sunt așa special pentru ca să absorbă într-un timp foarte scurt felul în care există, felul în care este familia, ca să zic așa. E, și îmi seama că în ăștia primii ani de viață, 6-7, mă rog, sunt banii ăia în care copiii fac năzdrăvănii, fac nu știu ce, și părinții, mai ales mamele, care poate sunt, eu știu, cu programe și ele de la părinții lor, așa, reacționează, nu știu, când copilul face nu știu ce năzdrăvănie, poate strigă, poate țipă, poate îi dă o palmă la fund, poate eu știu ce, da? E, și există un impuls de ăsta de a face, de a reacționa la, nu știu, ceva ce face copilul, care cuplează foarte rapid, adică nu e o chestie așa, să zici că o vezi în mișcare și pe urmă, mă rog, ai timp să o, așa, după ce se întâmplă, după ce reacționezi, nu știu, poate te uiți urât, poate ridici tonul, poate etc., atunci, mă rog, îți dai seama oarecum pe final sau la final că deja ai făcut chestia asta sau poate ai atras atenția, nu știu, te-ai murdărit, ridică-te sau nu știu ce. Și apoi după aceea îți dai seama, băi, am comis-o, știi? În tot drumul ăsta, care înseamnă ceva foarte scurt, pur și simplu reacționezi, o reacție, pac! Unde încape lăsarea de sine? Sau, de exemplu, îi spui nu face aia sau nu drege aia. Nu. Lăsarea de sine se întâmplă la plăcere și la ușor. Și atunci, în toate celelalte situații de viață, vei avea forță și putere. Deci, cu cât înfrânarea este mai mare, cu atât trăiești mai mult în suflet. Sufletul se întărește. Și vei avea putere să te lași pe tine în toate celelalte situații. Okay. Deci noi ne uităm la situația aceasta că ne solicită cineva din față, dar ca să poți să spui nu sau să fii săritor sau să te lași pe tine, tu trebuie să rezolvi problema cu plăcerea și ușorul. Deci ălea întâi trebuie rezolvate, că ce înseamnă lăsarea de sine? Înseamnă o putere mai mare a sufletului. Adică noi nu ascultăm sufletul. Nu funcționăm pe suflet, pentru ca să funcționăm pe suflet trebuie să nu ne facem tot timpul plăceri și să nu căutăm ușor. Deci ce nu-ți place ție este, de fapt, sufletul divinul. Ce nu-mi place mie ca ego. Ok. Da, da. Okay. Deci nu vei avea putere, să știi. Nu vei avea putere să te lași pe tine, vei fi iritată, vei reacționa oricând, la oricine. Pentru că nu ai rezolvat problema cu plăcerea, pe unde ai pierdut energie. Deci, repet, pierdem energie pe plăcere și după aceea ne irităm, adică devenim agresivi. E o stare de nemulțumire, că ai pierdut din viață. Când pierzi din viață, nu ești nefericit? Dar aici, de fapt, cum spuneai și tu, este doar o chestiune de etichetă. Ce etichetă pui pe plăcere? That's all. Adică nu e nimic... Adică tu zici că prăjitura aia, nu știu, te aduce... Deci nu aveai nevoie. Când, dacă nu o mănânci, dacă nu mănânci prăjitura, da, după ce ai mâncat-o, nu-ți mai vine starea aceea de tristețe. Că îți vine o tristețe. Așa e, da. Așa este. Am demarcat și o chestie. Și asta înseamnă... Dar nu e tristețe că ai mâncat-o. E ca un gol. Simți așa un gol. Adică... Da, s-a dus energie, s-a dus viață. De-aia, noi suntem triști că am mai murit puțin. Ok.
Și sufletul zice, iarăși, iarăși ai pierdut viață. Vezi ce faci, că până la urmă te lovesc. Te părăsesc, te părăsesc. Nu, exact ce spuneai tu, el nu simte niciun gol, el nu are nevoie nici să plece în vacanță, nici să urmărească ceva, nici nu are nevoie. Nu are nevoie de nimic. Nu are nevoie de case frumoase, de mașini frumoase, de bani mai mulți, nu are nevoie de nimic. Da, corect. El sunduse în mâna Dumnezeu, Dumnezeu îl servește, îi dă o slujbă bună, îi dă atâția bani cât are nevoie, nimic mai mult și mai departe. Deci da, se lasă în grija lui și el, pentru că să știi că serviciul pe care îl găsești, tot de la el vine. Rezultatul pe care îl ai în firmă, rezultatul vine tot de la el. Nu vine de la oameni, de la calitățile noastre. Nimic nu e din calitățile noastre. Deci depinde doar de nivelul de abandon de sine. Deci cu cât abandonul e mai mare, cu atât rezultatele sunt mai bune. Adică abandon real. Abandon de ego, vrei să zici. Da, da, ego înseamnă bani, spre exemplu. Adică o parte din bani trebuie să-i dai oamenii, să-i ajuți. Abandon înseamnă să nu ai o casă mai frumoasă, adică să te mulțumești cu puțin. Și cu cât abandonul e mai mare, cu atât rezultatele sunt mai bune în viață. Firma funcționează mai bine, copiii ajung cum trebuie, familia este unită și armonie. De aici vine, de la nivelul de lăsare de sine, că când ego-ul se retrage, înaintează divinul și prezența lui face totul. Îți face firma să funcționeze, copiii să învețe bine, familia să fie unită, deci prezența lui. Din cauza asta și femeile se revoltă când spun că trebuie să fie o cârpă sau să se supună să facă ascultare la bărbat, pentru că când ea se retrage, înaintează divinul. Și prezența lui face ca totul să fie în armonie. Deci nu e problemă cu bărbatul. Stai puțin. Nu e problemă că bărbatul trădează sau pleacă și știe mai departe sau minte. Nu el face asta. Divinul folosește ca să poată să scadă orgoliul femeii. Deci întotdeauna e o problemă la femeie. Dacă ea s-ar fi fost smerită și s-ar fi supus bărbatului, atunci el nu era nevoie să facă așa ceva. Pentru că ai energie. Deci bărbatul doar o ajută și copilul la fel o ajută, îi scade orgoliul și salvează viața. Pentru că Dumnezeu zice așa, o femeie care este smerită hrănește cu energie bărbatul și copiii și atunci va fi armonie în viață. Deci femeia nu este interesată să atace bărbatul. Pentru că în momentul în care atacă bărbatul și omoară copiii, înțelegi? Adică și așa el nu are energie, ia din energie și atunci Dumnezeu se întoarce împotriva ei constrângător cu nivelul atacului. Și dacă atacul este foarte dur împotriva bărbatului, copiii se îmbolnăvesc. Să observi și tu, când copilul s-a îmbolnăvit, înseamnă un atac asupra părții masculine. Da, așa este. Așa este. E și mental, poate nu-ți dai seama. Nu, am observat, uite, vecina de care ce ți-am mai povestit, era într-o zi certată cu bărbatul, dar certată mai rău așa. Și a căzut copilul destul de urât în ziua aia respectivă. Fix în ziua aia în care l-a criticat așa mai rău decât o facea de obicei. Și la mine am observat că poate nu neapărat, că știi cum e, nu se aproape și copiii se îmbolnăvesc în funcție de cât de gravă e situația, ca să zic așa, pe nivele de... Dar cred că și când, chiar dacă doar răcesc sau ceva, undeva acolo tot am greșit eu cumva cu soțul. Adică măcar că l-am întrebat, măcar că am pus întrebarea de ce, sau măcar că poate i-am pus la îndoială în capul meu decizia, sau poate l-am criticat foarte puțin în capul meu, că mai am inerții de astea în care... Să întreb eu de ce, să întreb eu, adică chestii de-astea. În mare parte s-a creat așa, am avansat în retragerea asta de ego din direcția lui, cu copiii mai de lucru, la modul că în ceea ce privește rostarea de ego, mai e de lucru cu în direcția copiilor, și în direcția, nu știu, prăjitură, nu știu ce, altceva.
Dar, mă rog, aici, da, și aici. Mod deosebit, dar mai zic copiii, hai să intrăm să ne mistice gogoașa, să zicem, sau și mai gust și eu, sau mănânc jumătate, sau mă duc la nu știu ce vecină și vecina a făcut prăjitură cu nu știu ce. Nu e ca și când am făcut-o eu și m-am trezit dimineața, vreau nu știu ce prăjitură, dar sunt din fața acolo, ce să zic, iau. Da. Adică când mi-o oferă, nu zic nu. Asta vreau să zic. Mi se pare că, nu știu, că da. Da, nu știu, că mă tot urmăresc și nu înțeleg foarte, foarte clar în experiență, ca să zic așa, de ce chestia asta e atât de gravă, adică încă nu m-am prins, încă nu o simt, dar poate că nici nu trebuie să o simt, poate trebuie doar să o fac și atâta. La modul că ce? O simt? Uite, e chestia asta. Se mă duc la o vecină și vecina îmi pune în față prăjitură cu brânză și cu stafide, de exemplu. Și mănânc. Și e bună. Da. Și tu zici că nu e bine, că te lipești, că... Păi, problema este, că... ți-am zis că dacă în timpul zilei te-ai supus celorlalți și le-ai fost de ajutor, nu o să-ți vină să mănânci, nu o să poți să mănânci. Că ești plină de energie. Dar dacă nu te supui, vei simți nevoia să mănânci. Pentru că ego-ul este puternic atunci. Deci tu ai nevoie de multă supunere, că sufletul va fi puternic. Sufletul va spune nu. Deci asta este metoda prin care noi putem să slăbim. Ne dorim tot timpul celorlalți, sufletul este puternic și nu ai nevoie să mai acoperi o nemulțumire, pentru că nu mai pierzi energie. Deci atâta timp cât deci este un tandem aici, nu este suficient doar să ții o dietă. Trebuie ca în toate situațiile de viață tu mereu să te oferi, te încarci cu energia subtilă și atunci nu mai simți nevoia să... Dieta o faci ușor, nu e nevoie să ții doar dieta aia și după care să o iei de la capăt. Deci nu mai mănânci, că nu mai ai nevoie, pentru că ai energie subtilă. Deci noi nu de mâncare avem nevoie. Noi avem nevoie de energia aceea subtilă care se obține doar prin înfrânare și dăruire. Aia este cea care ne ține în viață. Eu nu știu cum să evaluez în acest caz situația, pentru că îți dai seama, cu trei copii nu prea ai cum să nu te dăruiești, adică e impossible. Am chef, n-am chef să mă duc în parc, mă duc în parc. Am chef, n-am chef să fac, nu știu ce fac. Da, nu-i frumos, nu-i frumos. Să vezi peste ani de zile când te vei gândi ce frumos a fost. Să știi că toată lumea, nu știu, cumva mi-apar persoane în față și îmi spun, Doamne, cea mai frumoasă perioadă, îți aduce aminte și tu, și vecini, nu știu ce vecine de pe aici, cea mai frumoasă perioadă. Da. Ce frumos te chinuia fata cea mijlocie, îți dai seama ce frumos. Ce fericită erai tu. O să mai vrei aceste situații. Când ajunge mare, o să o pui, zice, chinuiește-mă. Ca atunci. Da. Nu e, cum să spun, eu vorbim doar despre momentele în care, nu știu, să zicem că am ceva nelămuri sau vreau să aflu mai multe, știi, pare așa că viața mea e un șir numai de probleme sau ceva, dar nu e așa, adică eu tratez cu tine punctele astea în care nu reușesc să mă las pe mine. Dar nu înseamnă că doar acelea sunt. Înseamnă că doar simt nevoia să le muresc sau să le discut sau să cer ajutor în așa fel încât să reușesc să fac lucrul ăsta la un moment dat, știi? Asta e tot. Dar asta nu înseamnă că nu mă bucur de copii sau... Nu. Nu, că e și... Păi cea mai mare bucurie este când te solicită. E cea mai mare bucurie, pentru că pierzi ego. Adică ei te încarcă cu energie subtilă. E cea mai mare fericire posibilă. Deci din cauza asta sunt anii cei mai frumoși, când te solicită continuu. Nu te lasă în pace, deci ei nu trebuie să te lasă în pace deloc. Mereu, dintr-o solicitare în altă solicitare.
Păi, nici nu mă lasă. Dacă nu sunt ei, e casa. Dacă nu e casa, e bărbatul meu care vrea nu știu ce chestii. Dar... deci eu nu stau niciodată, absolut niciodată. Să stau și eu așa, nu știu, poate să mănânc sau să mă uit la... Nu, nu există. Tot timpul fac ceva. Alăptez, bag o mașină, scoate o mașină. Foarte, deci nu știu, foarte rar să zice să vină, nu știu, un prieten, dar un bărbat sau o prietenă și să mai stăm un pic la o vorbă sau ceva. Nu. Și aseară, că-s noapte, de exemplu, nu știu ce. A, de fapt, știu ce am făcut eu. Da. Da. E, asta e. Ne rafinăm. Da, da, ne reglăm. Da, reglăm, bravo, asta e. Da. Doamne ajută că uite, avem învățătorile astea frumoase și ascult cât de mult pot binariile și mă încarc așa și nu știu, e o energie aparte pe care o primești ascultând lucrurile astea și ajută foarte mult, foarte, foarte mult. Cel puțin pe mine, mă introduc așa într-o stare, nu știu, divină, ca să spun așa. Nu, asta vreau să te întreb, nu mai am alte întrebări. Dacă vrei să mai discutăm ceva... Nu, facem o pauză. Ai văzut? Mulțumesc, Marius. Mai am de lucru din casă. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Deci, e o lucrare foarte frumoasă. Da, este. Pe care o faci. Da. Și mă bucur că sunt foarte mulți oameni care au aderat la această înțelegere și gândesc în modul nostru. Chiar mi-a spus o măicuță că am ajuns că a ascultat peste 2400 de filme. Așa. Trăiește în ficăstrie și mi-a spus că tot ascultându-le toată ziulica am ajuns să gândesc ca voi. Da, asta să mi-a plăcut asta foarte mult. O reprogramare cum ar veni, adică deja eu și acum, de exemplu, deseori eu pun întrebarea, mi-apar în minte răspunsuri pe care le aud în școală, știi? Și pentru că nu întotdeauna sunt sigură că răspunsurile respective sunt chiar, de fapt, sunt sigură, dar mă gândesc că poate, explicându-ți ție cât pot eu de bine anumite situații, nu știu, poate mă lămuresc un pic mai mult, știi? Corect. Sau poate cel mai bine înveți când explici cuiva. Atunci el te solicită să explici mai bine și așa evoluezi. Și așa, da. Da. Și tu poți, dacă prinzi pe cineva care te înțelege, comunic cu el, vorbește cu el, dezbate. Dezbate la măsuță. E singura soluție. Mai sincer, în afară de bărbatul meu, dar bărbatul meu e un tip care nu prea vorbește sau nu vorbește cu mine, nu-mi dau seama, cred că lăboșesc foarte tare. Dar nu e problemă, nu am înțeles chestia asta. Eu de-a lungul timpului m-am zbătut foarte tare pentru a avea o comunicare așa cum eu doream, neînțelegând că eu de fapt iau din energie și fără să vreau, îl introduc într-o lume a detaliilor și ăsta e motivul pentru care el mă respingea, pentru că eu îi luam din energie cumva, fără să-mi dau seama, evident. Și chiar la un moment dat, într-o zi, i-am spus, aducându-mi aminte de începuturile noastre, când plecam prin București și făceam cu kilometri și povesteam și de aia și de aia. Am vorbit atunci, cred că te-am făcut cu capul, zice, dar așa este. Da, și el nu prea vorbește, cel puțin nu cu mine. Și, dar de câte ori îmi spun câte o propoziție simplă care este în acord cu învățăturile tale, văd că el chiar ne înțelege
Și de multe ori face niște lucruri pe care eu nu le-aș, ego-ul meu nu le-ar face pe moment atunci. Deci cred că la el, el ar înțelege cel mai bine. În rest, nu știu ce să zic. Ce puțin aici, pe unde, unde suntem noi, este, ți-am spus că dintr-o zonă simplă așa s-a transformat așa într-o zonă de oameni care, nu știu, au viziuni astea materiale destul de profunde și nu ai cu cine să vorbești. Nu prea am, da. Nu prea am. Dar nu-i problemă, că eu vă ascult pe voi, te vorbesc cu tine. Și unde văd că e loc, am încercat la un moment dat cu una dintre vecine, dar n-am înțeles nimic, nu, a zis că bat câmpii să... n-am, acolo n-am, a zis că nu, nu, cum adică, ce e asta, știi? Îi spuneam la un moment dat că soțul este un tip foarte simplu, așa, el nu vrea nimic, nu vrea în parc, nu vrea, bine, în vacanțe, să zicem, că ar vrea, așa, el e dintr-o zonă de asta caldă și îi place când e cald, știi, la mare, la... Și în rest e un tip așa care nu vrea nimic. Și ea nu înțelege nimic. Și bă, ce viața e aia, mă, să nu vrei nimic? Ce e asta? Că nu înțelegi, că e boring. Și ea tot timpul caută stimul, știi? Și încercam să îi spun așa despre, uite, cum să-l privești pe bărbați, nu știu ce. Dar, mă rog, încercam cât de, cât de subtil să puteam să fac chestia asta. Și a zis că nu, nu, n-are, nu, 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 zice, păi eu lucrez, el lucrează, cum adică, doar eu să mă ocup de copii. Că trebuie să, nu, tu nu înțelegi că el nu are instinctul ăsta, nu are, uite, și eu, de exemplu, cu bărbată, nu, poate câteodată e nevoie să, să mă ocup de celălalt copil mai bine sau să, așa, și zic, nu, știu că n-ai, știu că nu e în tine treaba asta, dar dacă poți să mă ajuți, ajută-mi. Hai, câteodată mă aștept, câteodată nu, dar am înțeles că ei au foarte puțină energie și că nu au înclinația asta spre a fi mame, că ei nu sunt mame, ei sunt tați, și cu asta basta, numai că eu te zicea și la un moment dat o tipă din media care ea e deșteaptă, așa, a înțeles foarte bine, că ei nu sunt construiți, domne, să stea cu copiii, deci n-au construcția asta. Dar puțină lume înțelege lucrul ăsta și femeia zice, bă, omule, că dacă eu lucrez și el lucrează, eu dacă mă ocup de copil, păi să se ocupe domnul și el. Păi cum, adică eu și cu casa și cu copilul și cu serviciu, știi, aici eu... Și zic, bine, dar lasă serviciu, păi dar eu ce fac? Știi, adică se pare că n-are, n-are, cum se numește, un rost în viață, n-are, că se plictisește, se, nu știu, ce se zice, nu știu. Da. Și în rest, lumea, cred că acum, făcând o glumă, cred că e foarte spirituală, că nu prea este, nu, nu prea interacționează, nu prea... Nu arde așa fiecare în casa lui, în curtea lui. În... Egoist. Nu știu, apar n-am. Poate că sunt chiar ok și se pare... Chiar într-o zi mă gândeam, nu, poate zic eu că nu știu ce, dar poate ei sunt... Este ok, dar au suferința. Deci o altă, a doua cale și poate chiar să fie mai rapidă asta prin suferință. Să-ți vin dureri din ele, un val, una după alta, până la urmă abandonezi. Da, nu știu, mă uit. E ok, orice, orice cale. Calea egotică este o cale bună. Tot spre divin te duce, dar te duce prin durere mare. Da. Și prin pierdere. Nu, dar nu sunt nici ok, adică te uit. Încă nu sunt ok. Sunt ok, că totul e bine, cum spui și tu. Dar nu știu, nu-și dau seama, adică ei tot se duc înspre foarte destul de mult înspre materie. Eu măcar la un moment dat, ego-ul sau nu, nu s-a prins. Adică 10 ani de zile, nu știu, am încercat, m-am uitat așa cu soțul să-l duc pe unde vreau eu, el a fost foarte tare pe poziție, așa. Și mi-am zis, da, stai puțin, că dacă eu până acum am făcut așa, exact cum vorbea Florentina. Dar înainte să te asculte tine am avut înțelegerea asta, mică de altfel, dar era o speranță acolo, o luminiță, știi, la capătul tulenului. Și zic, bă, dacă eu până acum am făcut așa, am fost eu șefă pe la serviciu și nu știu ce, bă, nu o să fac invest, eu așa îmi dau demisia să fiu, să nu fac nimic, știi? Dar am tot făcut asta. Și așa am făcut. Da. A fost un pic de șoc, așa, știi? Dar ia uitați-vă cum s-a activat soțul.
A fost o realitate și am povestit și vecinii că ea se plânge că bărbatul e, că aia nu face, că aia nu face, că e bolălău, că nu e stare să ia nicio pâine, că nu știu ce, știi, se plânge de el. Așa trebuie să fie ei, ca să le necăjească pe ele, să le scadă orgolul. Da, așa și este. Adică tot ce spui tu, numai că am văzut la mine, dar văd în jurul meu la celelalte familii, știi? Văd la mama, văd la unde femeia e șefa, acolo bărbatul e varză săracul. E subaltern, Da, dar nici știi că nici ei nu-și mai dau seama, Mare, că aici e problema, că nici ei nu-și mai dau seama. Aseară vorbea soțul meu cu soțul acestei vecine de care tot se spun că ea e șefa supremă, că îi zicea, uite, hai să te duc să îți repare, nu știu, cineva o mașină pe care o au ei acolo, și el a zis, nu, stai să încep să întreb pe nevastă-mă. Și eu eram la modul, adică e clar că nu mai. Și ca să vezi fază, ce ziceai tu, ea mai vrea copii și nu se întâmplă. Nu le iese cu copii, cel puțin deocamdată, poate o să le iasă, adică să mai facă, că iau unul singur. Și ea mai vrea mult, vrea 4-5, știi? Sau, mă rog, măcar 3. Și nu se întâmplă, nu se întâmplă lucrurile, știi? Deci ceea ce spui tu legat de femei și bărbați, se vede cu ochii liberi și la mine și la alte femei și, într-adevăr, singura salvare este, ok, dacă noi nu suntem în stare să fim simple, măcar să înțelegem unde este adevărata putere la ei și să ne umblăm așa ca niște cățeluși după ei. Eu am înțeles chestia asta și chiar dacă ego-ul meu câteodată pune întrebare de ce sau pune la îndoială sau așa, o mai ascult pe Ema, te mai ascult pe tine, îmi dau două palme și mă bag înapoi unde trebuie să fiu. Bine, m-a zis. Bine. Te las că ai zis că ai treabă și vorbim. Lucruri importante și alte întrebări, vorbim. Mersi din suflet, te pup. Zici frumoasă, la bine, papa.